Ok, un alt aspect ce trebuie verificat la o motocicletă. Continuăm seria noastră de întreținerea unei motociclete. Următorul lucru ar fi furca. Furca trebuie verificată în primul și în primul rând aspectul. Ne uităm să nu aibă îndoituri, să nu aibă lovituri severe. Apoi verificăm să nu fie cursă pe partea aceasta cromată, pe ambele părți. Deci verificăm de jur împrejur să nu avem ulei, da? Și într-o parte și în cealaltă. Apoi verificăm simeringurile să fie curate, să nu avem pământ, nisip sau alte obiecte. Verificăm să nu fie ciupite. Asta este partea vizuală, să zicem. Așa, schimbul, întreținerea acesteia, servisarea acesteia este recomandat să se facă între 30 și 45 de ore de funcționare. Asta depinde cât de des mergeți pe teren accidentat. Noi vorbim acum despre o motocicletă de teren. La cele de stradă se face mai rar servisarea. La cele de teren este vorba, vă dați seama, cursa este mult mai frecvent solicitată, furca, și de aceea se face și servisarea mult mai rapid față de o motocicletă de stradă. Un alt lucru foarte important la o motocicletă de teren este aerisirea furcii. De ce? Datorită terenului accidentat, aceasta face curse foarte multe. Vă dați seama, este foarte solicitată față de o motocicletă de stradă. De aceea, în partea de sus, se acumulează presiune. Din cauza acestor frecări, în partea de sus se acumulează presiune. Acum, cum este în cazul nostru, la acest KTM, avem aceste șurubele, da? Acest șurub cu cap de cruce, da? Așa, pe unde se desface și când desfacem acest șurubel, o să observați că o să iasă aer. Cât de des trebuie făcută această aerisire? Cât mai des posibil. Cum trebuie făcută? De preferat ar fi să fie furca extinsă complet, adică roata să nu fie pe teren, adică să fie în aer și furca să nu fie acționată, dar nu strică și dacă faceți cu roata pe sol. Acum o să discutăm iarăși. Există pentru aceasta, vă dați seama, aici este nevoie de o șurubelniță în cazul acesteia, cum este din fabrică, dar există niște aerisitoare. Deci există aceste aerisitoare care se montează în locul acelui șurub și acestea sunt ca o supapă. În timp ce vă opriți, să zicem, oricând în pădure sau unde sunteți, decât se apasă puțin și eliberează presiunea sau altele se trag, depinde de modelul respectiv. Haideți să vedeți și ce fac acestea. Ok, uitați cum arată un model de aerisitor. Da? Avem acest șurub, se înfiletează acolo, aici înăuntru este supapa, avem un o-ring ca să etanșeze, așa, se apasă și deschide supapa și trebuie să elibereze presiunea. Celălalt model, asemănător, la fel avem un șurub, o-ring, aici se vede supapa, este mai la vedere, deci apăsăm. Da? Și uitați, se deschide supapa și trebuie să elibereze presiunea. Acum, foarte important este ca aceste aerisitoare să fie de calitate și să le mai verificați periodic ca să nu se deterioreze O-ring-urile și să nu mai etanșeze. Ele trebuie să etanșeze și decât să permită presiunii să iasă din furcă, să nu-i permită furcii să tragă aer pe acolo pe sus. În cazul în care acestea sunt deteriorate, trebuie ori schimbate, ori înlocuite inelele de cauciuc. Înainte de montaj, eu vă recomand să le testați, să fiți siguri că sunt în regulă. Noi vom folosi un aparat de vacuum ca să facem vacuum și să verificăm dacă acestea pierd presiune sau nu. Ok, deci am
conectat un furtun la aparatul de vacuum și partea cealaltă avem aerisitorul. Creăm presiune. Creăm vacuum. Ok, și așteptăm să vedem dacă scade. Da, este în regulă, nu pierde. Așa. Haideți să vedem ce se întâmplă când îl apăsăm. Deci apăsăm pe aerisitor. Da, acesta este stricat, pornește de la 4. Da, deci am eliberat presiunea. Haideți din nou. Da. Ok. Deci acesta funcționează perfect. Așa. Haideți să vedem și celălalt model. Ok, la fel l-am conectat și pe acesta la furtun. Da, facem vacuum. Da, nu scade. Eliberăm presiunea. Eliberăm presiunea. Da, funcționează și acesta. O să montăm unul dintre modele. O să-l montăm pe acesta, că este mai micuț. Haideți să vedeți cum face când eliberăm presiunea și cum trebuie montat acest aerisitor. Ok, deci acum o să desfacem șurubelul ca să aerisim furca. Un lucru ce trebuie să vă dea de gândit atunci când mergeți mai mult timp și, de exemplu, s-a dus aerisitorul, așa este că trebuie să găsiți în permanență presiune. Adică după ce mergeți, să zicem, o oră, trebuie să aveți presiune în furcă. Dacă nu aveți și nu s-aude absolut nimic când desfaceți, e clar că s-a dus aerisitorul și trebuie ori înlocuit, exact cum vă spuneam, decât o-ring-ul. Acum, pentru a instala aerisitorul, desfacem șurubelul. Acum trebuie să auzim presiune, cum iese din furcă. Apoi, pentru a instala aerisitorul nou, avem nevoie de o cheie de 8 și o să vedeți cum instalăm. Deci desfacem ușor șurubul. Ați auzit? Ați auzit presiunea? Presiunea de aer, așa. Șurubelul, la fel, cel original, are pe el un O-ring. Da, uitați. La fel, are un inel de cauciuc. Deci, și în cazul aerisitoarelor din fabrică, la fel avem acest O-ring, care, la fel, dacă nu mai etanșează, trebuie înlocuit. Deci, v-am spus, dacă nu găsiți presiune în furcă, e clar că acesta trebuie înlocuit. Așa, acum vom instala aerisitorul nou. Da? Așa, îl strângem ușor. Aveți grijă, are un inel de cauciuc, deci nu trebuie strâns foarte tare. Îl punem ușor, îl înfiletăm la mână prima oară și apoi îl strângem ușor cu cheia. L-am apropiat și acum cu cheia de 8 strângem foarte, foarte ușor. Deci nu forțați, foarte, foarte ușor la mână se strânge. Ok. La fel și în partea cealaltă. La fel și aici, desfacem aerisitorul original. Ați auzit presiunea? Așa. La fel, O-ring-ul. Ok, și punem pe cel nou.
La fel, îl strângem și pe acesta. Ok, suficient. Și acum, pe viitor, trebuie doar să apăsăm pe el pentru a elibera presiunea din furcă. Cam asta a fost despre furca față. Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați like și abonare la canalul nostru. Activați clopoțelul pentru a fi la curent cu toate clipurile noastre atunci când apar. Și nu uitați comentarii dacă mai aveți ceva de făcut.